Inspectorii APIA Goș desfășoară în această perioadă două activități care îi vizează pe fermieri. Astfel, pe lângă autorizarea la plată în avans a fermierilor în campania 2016, funcționarii efectuează controle în teren pentru a verifica cererile înregistrate în baza de date a instituției. Activitatea Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Gorj este una intensă în această perioadă. Funcționarii din cadrul instituției efectuează controle în teren pentru a verifica fermierii care au depus o cerere în campania 2016. În acest an, sarcina noastră de control este una substanțial mărită, în sensul în care sarcina de control a crescut față de anul anterior undeva cam de 6 ori. Respectiv, verificăm în acest an numai pe control intern, sub diferite scopuri de control, fie că este vorba de control clasic pe plăți unice pe suprafață, pe plată redistributivă, da, verificăm fermierii și sub îndeplinirea condițiilor de agromediu. Totodată, începând din această săptămână, APIA a început autorizarea la plată în avans a cererilor eligibile depuse de fermieri în campania 2016. De această dată, pentru aceste plăți, Ministerul Agriculturii a alocat fonduri de peste 1 miliard de euro. În campania 2016 vom plăti plata unică pe suprafață la nivelul echivalent a 96,88 euro pe hectar. Deci o creștere față de campania anterioară de aproape 18 euro pe hectar. Plata redistributivă la nivelurile echivalente campaniei anterioare pe cele două niveluri, între 1 și 5 hectare, doar 5 euro pe hectare, între 5 și 30 de hectare, la nivel de 48,85 euro. În campania 2016, la APIA Gorj au fost depuse peste 18.000 de cereri unice.